Când vine vorba de bijuterie, ai crede că este apanajul femeilor. Dar ce să vezi? Chiar și bărbații caută lucruri scumpe, prețioase. Așa s-a întâmplat și la un eveniment monden, unde vedetele au admirat, dar au și cumpărat. Printre cei în căutare de accesorii strălucitoare, am găsit-o și pe Carmen Grebenișan. Am văzut că admirai de aproape toate bijuteriile. Da, da, e un brand acum de bijuterii pe care l-am redescoperit recent, pentru că mi-am schimbat eu un pic stilul. Înainte nu-mi plăceau lucrurile foarte strălucitoare, era mai minimalist așa în accesorii. Tu investești bani mulți în plăcerile astea ale noastre feminine? Nu. Dacă vrei să fiu sinceră, investesc foarte mult în călătorii și în servicii de calitate mai mult decât în piese, care își pierd valoarea după mine foarte, foarte ușor. Știu că trebuie să investesc, pentru că așa se cuvine, dar mi-e foarte greu să investesc în produse care se pierd de-a lungul timpului sau se devalorizează foarte repede. Carmen a investit foarte mult și în casă. Am vrut să fac să fie o locație de poveste și să se resimtă ca și cum sunt în vacanță în fiecare zi. Ăsta a fost targetul meu și chiar l-am îndeplinit. Și am avut multe dimineți în care mă trezeam și am zis, nu vine să cred că s-a întâmplat exact cum mi-am dorit totul. Bine, n-a fost ușor, dar n-a fost imposibil. Mi-ai zis mai devreme că ești fericită. Care e motivul fericirii tale? Nu știu, cred că mi-am dau seama în fiecare zi că totuși aveam o viață foarte frumoasă și în momentul în care a venit pandemia, mi-am dat seama că am fost privată de foarte multe lucruri de care mă bucuram înainte și pe care nu le conștientizam. Și acum simt că revine tot vibe-ul ăsta și toată energia a lumii, a tuturor, care era înainte poate chiar cu mai multă amploare și mă bucur mult de tot în fiecare zi când mă gândesc, sunt evenimente, e petrecere. Cursurile lucrurilor au, nu știu, au o rapiditate mult mai mare decât înainte, când se blocaseră în pandemie. Și mă simt că am reînviat. Ai fost și în vacanță? Vacanțele nu sunt tocmai vacanțe, dar așa par. Așa par. E multă muncă și în vacanța asta, dar vreau cam mereu să pară că e mai multă relaxare. Chiar o fac din plăcere, până și munca asta, chiar dacă mă consumă timpul uneori, nopțile până dimineața, e o plăcere enormă atunci când vezi că totul se leagă exact așa cum ți-ai imaginat. S-au vindecat vânătăile de la des? Nu s-au vindecat vânătăile, nu. Dar am pantaloni? Da, și sincer chiar cred că o să rămână cicatrici forever, dar sunt amintiri plăcute în același timp, pentru că mi-amintesc de o perioadă foarte interesantă și aparte din viața mea. Nu mi-am imaginat în viața vieților mele că o să am vreo legătură cu patinajul, niciodată. Vei mai patina? Cu siguranță o să mai patinez. Chiar m-am gândit să cumpăr un set de role. Am deja un set de role, dar e pe 4 roți. Vreau să-mi iau rolele acelea care seamănă cu patinele, pentru că deja am o anumită dexteritate, să zic așa, în mișcări și o flexibilitate și vreau să profit de ea până nu trecem. Răzvan Popescu este unul dintre bărbații care nu are pe lista pasiunilor ceasurile. Nu mă gândeam cum pot să-l fur. Da, eu verific dacă pot și furate. Că mă gând... furate? Da, nu, furate, nu curate. Ce nu? Ceasurile sunt genul de accesorii și de bijuterii pe care trebuie, cred că, să știi să le și porți. Adică... Câte ceasuri ai acasă? N-am, ce, nu sunt colecționar de ceasuri. Îmi plac, dacă ar fi să-mi placă, mai mult ceasurile practice. Știi, alea care sunt smart-uri, îți mai iau un puls, te mai ajută să-ți numere pașii și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, îmi place să admir bijuteriile, că sunt niște bijuterii. Sunt bijuteriile pentru bărbați. Câți bani ai fi dispus să investești în pasiunea ta, într-o pasiune de-a ta? Păi depinde de pasiune, că vezi că... Trebuie să ai tu o pasiune acolo. Pasiune, nu trebuie să te gândești la bani. Trebuie să-ți... Călătorii, de exemplu. Călătorile sunt o pasiune? Pentru mine, da. Niciodată la bani, când a venit vorba de călătorie. Însă, domnule, cât se cheltuie, se cheltuie. Că, până la urmă, de-aia muncim. Se plătește la Radio Zuzim și mie, că și mie îmi plac călătoriile, dar... Stai o secundă. Soția câștigă mai bine și sunt întreținut. Toate lucrurile strălucitoare, de fapt, cui nu-i plac, cărei femei nu-i plac. Și sunt pasionată de ceasuri, în special, îmi plac ceasurile foarte mult. Așa că în seara asta am venit fără ceas să pot să probez foarte multe modele, ceea ce s-a și întâmplat. Ai cumpărat deja ceva sau... Urmează, am pus ochii pe câteva modele. Aș
vrea să-mi iau un ceas auriu, pentru că nu mi-am dat seama, tot probând ceasuri acum, că am multe ceasuri pe argintiu. Și în seara asta am realizat că îmi trebuie și auriu. Am pus ochii pe câteva modele. Cât dai pentru pasiunea asta ta? Adică ai o limită de preț? Adică nu treci peste, nu știu, o sumă? În colecția mea de ceasuri, cum să rup, în colecția mea de accesorii, se găsesc mai multe ceasuri. Eu am și câteva ceasuri care au costat ceva mai mult, chiar destul de mult. La momentul respectiv am considerat că este o investiție bună, un ceas care nu își pierde, nu știu, valoarea în timp și care îmi și place foarte mult ca model. Nu aș putea să-ți spun, nu știu, trebuie să mi se pună pata pe o bijuterie, pe un ceas și atunci văd la momentul respectiv ce spune și contul. Dacă am voie să mi-l iau sau nu, că da, uneori știi cum e, ai vrea să-ți iei tot ce zboară, dar contul zice, părerea mea este să ne oprim aici. Au existat în viața mea niște achiziții care la momentul respectiv au fost binevenite și le prețuiesc și le iubesc. Dar soțul e de acord cu pasiunea asta ta? Păi n-are încotro. N-are ce face. Adică cum mă poate opri până la urmă? N-are cum să mă poată opri. Așa că știi cum era în desene animate, smile and wave. Zice bine, haide să... Mai bine negociază cu mine și iese în asentimentul meu și atunci eu mă temperez. E mult mai bine așa. Nu, glumesc. El e pasionat de ceasuri sau are alt fel de pasiune? Are câteva ceasuri. Nu este la fel de pasionat ca mine. Nu a spune că a investit atât de mult în ceasuri pe cât am făcut-o eu la un moment dat. How the hell you turned it on? Nu sunt chiar cea mai fericită că am început evenimentele, pentru că m-am obișnuit în bula mea acolo acasă, dar mă bucur să mă reîntâlnesc din nou cu oameni și că, uite, în sfârșit avem și astfel de ocazii, nu multe, dar uite, cred că așa putem să ne bucurăm mai tare de momentele de revedere. Da, corect. Am văzut că ai fost plecat în vacanță. Exact, abia m-am întors, abia aștept să mai plec. E noua ta pasiune, vacanțele? A fost întotdeauna o pasiune de-a mea, treaba asta cu călătorile. Acum trebuie să recunosc că profit la maximum de fiecare perioadă în care putem să ne facem bagajele, să plecăm oriunde. Te văd că ai multe bijuterii și bănuiesc că îți plac. Îmi plac destul de mult, dar sunt extrem de fidelă unor bijuterii pe care le-am primit de-a lungul anilor și pe care le port de câțiva ani buni. Nu prea le schimb între ele, foarte rar se întâmplă să le schimb. Nu mai achiziționez? Foarte rar. Foarte, foarte, foarte rar. Da, nu sunt o împătimită a bijuteriilor. În schimb, atunci când e un obiect care îmi place foarte mult, da, nu rezist și mi-l cumpăr, dar foarte rar. Adică acum din ce în ce mai rar se pare, nu știu, din cauza vârstei sau nu-mi dau seama. Ei, dar acum o să înceapă fica ta să ori să ți le ia paletele, ori să cumpere ceva nou. Mi le ia deja, deci e ok, deja vrea să facă shopping, suntem bine. Deși prezentatorii de la știri ar putea părea foarte sobri, am descoperit că Andreea Țopan, Andra Petrescu și Valentin Butnaro se distrează cât pot de mult, ba chiar pe foarte mulți bani. Eu sincer pun în fiecare lună câte ceva cu gândul la următoarea vacanță, că asta mă ține în priză și îmi fac planuri și de multe ori, bine, asta rămâne între noi, mai vorbim și în timpul materialelor, de ce destinații mai alegem, da. Nu știu, oricât s-ar putea. Sincer, eu visez. Adică dacă aș putea să fiu călător de profesie pe lângă ceea ce fac, ar fi excelent. Oricât îți dă voie contul, să înțeleg. Cam așa ceva, da. La mine e mai simplu, nu vreau să investesc foarte mult în pasiunea mea pentru că sunt dulciurile și dacă aș investi foarte mult acolo... Contraproductiv. Este contraproductiv, exact, Vali m-a ajutat foarte bine. Pe lângă dulciuri îmi place și foarte mult dansul, dar acolo e nevoie doar de bună dispoziție, energie, deci investiția este din mine, nu e nevoie de investiție financiară. Tu te-ai scos, ia să zicem. La mine e super simplu, la scoaș am rupt 200 de rachete, fiecare rachetă costă în medie 100 de euro. Hai să facem un calcul. Deci minim 20.000 de euro pe scoaș. Da, minimum. Mine. În timp, în 10 ani.